SITIAS Târgu Mureș debutează pe teren propriu în compania celor de la muncitorul Reșița, iar în etapa a doua Târgu Mureșenii vor juca în deplasare la Deva. Primul meci oficial al noului sezon se va juca în data de 29 august de la ora 18 la Deva. Este vorba despre Supercupa României dintre SITIAS și Auto Bergamo. CITIAS Informatica Timișoara, Autoberga Modeva, United Galați, Sepsii Sfântu Gheorghe, Dunărea Călăraș, ACS Secuies, Case Târgu Secuies, Clujana Cluj-Napoca, Muncitorul Reșița și CSM Poliaș. Finala campionatului se va disputa după sistemul 3 victorii din 5 partide, așa cum și-au dorit jucătorii, iar echipele din Liga 1 vor fi obligate să înscrie formații și în campionatul Under-19. Liga 1 la Futsal va debuta în 3 septembrie.